Cei patru ar fi rămas blocați pe un versant de deasupra peșterii Bolii, mai precis în zona cetății Bănița. Am fost solicitați pentru a interveni la coborârea a patru persoane care au rămas blocate în zona cetății de la peștera Bolii. Ne-am deplasat la fața locului toate forțele implicate în astfel de acțiuni, salvamont, jandarmi și două echipaje de la detașamentul de pompieri, 9 subofițeri și un ofițer, cu echipamentele necesare. Am desfășurat acțiuni aproximativ 3 ore, acțiuni de verificare, de căutare, inclusiv cățărare până în zona cetății de la peștera Bolii, dar, din păcate, apelul s-a dovedit a fi fals. Alarma a fost dată de angajații unui local aflat în apropiere după ce unul dintre ei a urcat după presupușii turiști blocați, însă din cauză că acesta consumase băuturi alcoolice, a căzut într-o râpă și s-a rănit. Bărbatul a fost preluat de un echipaj smurd și dus la spitalul de urgență din Petroșani, spunându-le echipelor de salvare că patru persoane blocate în vârful muntelui au nevoie de ajutor. Declarațiile lui au fost susținute și de alți angajați ai localului, aceștia spunând că au văzut chiar și un foc făcut de cei aflați în pericol. Salvatorii și cei specializați în escaladă s-au mobilizat imediat și au pornit către locul indicat. Din primele informări date de către colegii noștri, se pare că persoana cel puțin care a afirmat aceste lucruri era sub influența băuturilor alcoolice. Aceasta a fost transportată de altfel și la spitalul de urgență Petroșani pentru îngrijiri medicale, prezentat câteva urme de lovituri. S-a deplasat la UPU Petroșani, un echipaj de la Poliția Petroșani, și sperăm că aceștia au aplicat sancțiuni persoanei care a apelat și a pus în alertă foarte mult personal și autospeciale în astfel de misiuni. După ce au verificat întreaga zonă, nu au reușit să dea de urma victimelor. Salvatorii au aflat abia după aproximativ 3 ore că cei 3 muncitori turmentați i-au pus degeaba pe drumuri.